Raya și ultimul dragon își face astăzi debutul în cinematografele de la noi din țară. Producția Disney și-a propus să te învețe cum să-ți croiești destinul, ghidat de curaj. Numele meu e Raya. Ținuturile noastre sunt în război de foarte multă vreme. Oamenii noștri sunt învrăjbiți. Fica mea, acești oameni pot fi uniți din nou, dar cineva trebuie să facă primul pas. Dar, pentru a readuce pacea, trebuie să găsesc ultimul dragon. Actrița Andreea Gaica a dublat una dintre vocile filmului animat. Cu o experiență de peste 10 ani, ne povestește cum este procesul în care dă viață unui personaj. E fantastic! E o altă lume! Pentru ca aceștia să se întoarcă în câmpul muncii cu forțe proaspete. Raya și ultimul dragon își face astăzi debutul în cinematografele de la noi din țară. Producția Disney și-a propus să te învețe cum să-ți croiești destinul, ghidat de curaj. Numele meu e Raya. Ținuturile noastre sunt în război de foarte multă vreme. Oamenii noștri sunt învrăjbiți. Fica mea, acești oameni pot fi uniți din nou, dar cineva trebuie să facă primul pas. Dar, pentru a readuce pacea, trebuie să găsesc ultimul dragon. Actrița Andreea Gaica a dublat una dintre vocile filmului animat. Cu o experiență de peste 10 ani, ne povestește cum este procesul în care dă viață unui personaj. E fantastic, e o altă lume, pentru că tu intri în lumea aceea de desene animate. Se întâmplă, multă lume nu înțelege ce înseamnă. Adică noi avem căștile pe urechi, vedem desenul, avem replicile traduse și toate cele. Și în funcție de cum auzi în original, trebuie să o interpretezi și tu. Printre actorii care au dublat vocile din Raya și Ultimul Dragon se numără Alexandru Potocean și Bianca Alexandru. Dar până să vezi cum le-au dat viață personajelor, iată povestea ținutului magic cu mandra, acolo unde, mai de mult, dragonii trăiau în armonie cu oamenii. Te rog să fii aici. O măreață, Sisu! Cine a vorbit? Trebuie să ne ajuți. Voi fi sinceră cu tine. Nu sunt cel mai bun dragon. Ai observat că la școală, la proiectele de grup, e mereu câte unul care nu face nimic și primește și el aceeași notă? Vrei o vacanță de vis în care să îmbin distracție?